Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre rezultatele de la evaluarea națională la nivelul județului Buzău. Discuția o avem în studioul nostru alături de doamna inspector profesor Anca Harabagiu. Este secretar în Comitetul Județean pentru evaluarea acest examen național. Vorbeam în prima parte despre rezultate, am dat în mare parte cifrele, procentul, reamintim, este de 73,58% de medii peste 5, nu mai vorbim de a promova un examen până la urmă, pentru că nu mai există un prag impus de mulți ani, de aceea ne raportăm în continuare totuși la ceea ce era înainte, acel prag de 5, pragul minim de 5. Avem un procent foarte scăzut, sau mai bine zis, mult mai scăzut la proba de matematică, de 58,42%, în timp ce la limba și literatura română 86,65% de note peste 5. Am discutat despre vârfuri. În a doua parte a emisiunii vorbim și despre cei care sunt la polul opus și despre posibilitățile pe care le au pe viitor, pentru că vor alege, iar mediile acestea nu îi ajută să meargă la un liceu teoretic sau poate că găsesc loc în condiții speciale după prima etapă de admitere computerizată. Reamintim, așadar, avem la matematică aproape 1300, da, de elevi care au note sub 5. Așa am eu aici, da? La limba română sunt peste 400, iar la matematică 1281 cu note sub 5. De asemenea, deci avem 814 elevi care au sub 5, doamnă. Da, media de la... Da, media... De la acest examen. Da. Nu numai despre aceștia, și despre cei până la 6, să zicem. Ce soluții au ei? Ce șanse au și unde au șanse? Așa cum aminteam un pic mai devreme, am discutat despre școlile profesionale și în special școlile profesionale duale, care oferă în momentul acesta absolvenților de clasa 8-a să se specializeze și să devină profesioniști după 3 ani de zile, să aibă un loc de muncă. Și nu trebuie să uităm că în județul nostru și nu numai în județul nostru, la nivelul țării, întregii țări, avem nevoie de profesioniști. Și atunci cred că este foarte indicat ca acești elevi să se orienteze către o școală profesională sau profesional duală, unde au de la început și un loc de muncă asigurat datorită agenților economici implicați direct în procesul educativ și instructiv. De asemenea, există burse pentru participanții la școlile profesionale, astfel încât aceștia se pot susține în timpul școlii și își pot găsi mai ușor și un loc de muncă. Puțin mai devreme vreau să evidențiez și am spus că o să revin asupra acestui punct, și anume că și în celelalte țări europene, chiar și în cele vest-europene, învățământul profesional este mult mai bine cotat decât învățământul teoretic. Așa că ar trebui să ne adaptăm și noi la stilul european și să privim lucrurile mai pragmatic și să ne dăm seama că elevii noștri pot participa la cursurile unei școli profesionale, devin specialiști prin certificare profesională pe o anumită meserie, sunt angajați, iar apoi, dacă își doresc să-și continue liceul, o pot face la o formă de învățământ de tip seral, de exemplu. Deci, dacă nu au reușit să ia medii de peste 5 sau peste 6 la evaluarea națională, chiar nu este un capăt de țară, pentru că avem locuri destule la învățământul profesional, am avut și anii trecuți, avem meserii atractive pentru ei la nivelul județului. Și căutate și agenți economici care abia așteaptă, da, să aibă tineri specialiști. Se leagă și am promovat și o să promovez în continuare aici la campus, cu toții o să promovăm învățământul dual, pentru că e o șansă reală. Să nu ne imaginăm că un agent economic investește timp de 3 ani în mai mulți copii
să îi specializeze, să îi formeze, să îi învețe meserie, pentru că ei dau niște bani în Exact. cadrul acestui proiect cu Da. învățământul dual profesional. Și așa degeaba, că nu ar câștiga, ce să câștige? Ei tocmai asta urmăresc, să formeze tineri pe care să-i angajeze imediat. Promovarea este făcută, din păcate, din ce am auzit până acum, din ce spun și profesorii, din ce spun și agenții economici, care au întâlniri deseori în comunitățile din județul nostru, problema e cu mentalitatea unor Exact. părinți. Da, se Încă lovesc. se mai zice, domnule, că e o rușine, deci eu vreau să-l fac intelectual pe băiatul meu sau vreau să-l fac intelectual pe fată. Păi stai așa că... Cum? Da, trebuie Cum poți să faci lucrul să. ăsta? Și dacă îți vine o veste din asta proastă, cu o medie foarte mică, nu trebuie să disperi până la urmă. Există Exact. șanse reale să mergi pe un drum care poate la un moment dat va fi mult mai avantajos decât o zonă din asta la un liceu teoretic. Da, trebuie să fim realiști și să vorbesc din perspectiva unui părinte. Da. Noi, părinții, trebuie să fim realiști și să încercăm să-i îndrumăm pe copiii noștri acolo unde o să le fie bine și au și capacitatea să facă lucrul acesta. E adevărat că toți ne dorim să avem copii genii și toți cu media 10 și să fie toți Da. la HD sau poate chiar la alte licee în țară. Dar. Sintagma aia, ce deștepte copilul meu, nu trebuie neapărat să fie super elevat, să aibă cultură generală, să știe istorie, să știe Exact, deci partea asta fiecare copil umanistă sau are. reală. Poate să fie ce deștepte copilul meu, uite, s-a orientat bine și acum e Exact, angajat nu știu unde și are salariu exact. Și mare. fiecare copil are Tot felul particularitățile de... lui. Da. Unii sunt mai buni la română, alții mai buni la matematică, alții sunt mai îndemânați și pe partea tehnică. Adică trebuie să-i ajutăm și să-i susținem și atâta timp cât societatea le oferă această posibilitate, de ce să nu-i ajutăm să facă lucrul acesta? Și sunt convinsă că încetul cu încetul o să se convingă și părinții că ăsta e cel mai bun lucru pentru copiilor. E un pic mai greu la început, e adevărat, dar până la urmă vom avea șanse de izbândă. Acesta este țelul meu, să zic. Și anume să încercăm să-i convingem pe părinți că o școală profesională nu e rușinoasă. O, da, ce bine ai zis. Chiar nu e. Chiar nu este și avem copii excepționali și la școlile profesionale și la liceele tehnologice cu rezultate extraordinare, copii foarte buni. Cred că pe unul dintre canalele de știri am aflat că un elev, dacă nu mă înșel, de la un liceu tehnologic sau chiar un colegiu tehnic a fost admis la o școală de vară din Marea Britanie să participe la un curs acolo. Și este totuși un copil de liceu tehnologic, adică avem copii de excepție și acolo, nu numai în liceele teoretice. Da, este poate o chestiune nedreaptă față de cele tehnologice, mai ales că cel puțin în ultimii ani se încearcă revitalizarea lor și atragerea tinerilor către această zonă, pentru că până la urmă li se oferă această oportunitate. Depinde cum vor înțelege să se hotărească acolo în familie și tot o hotărâre foarte importantă va fi poate și pentru cei care au posibilitatea și au râvnit și râvnesc la un liceu teoretic. Aici urmează marea, să zicem, decizie și, repet, vorbim despre cei care au medii și în funcție de anii anteriori, pentru că au sondat piața, cum s-ar zice, cu cât s-a intrat anul trecut la liceul dorit, ce sfaturi aveți pentru elevi, pentru părinți? Am avut posibilitatea de-a lungul anilor să particip la diverse activități și să nu le spun ședințe cu părinții, Da. întâlniri și cu elevii și cu părinții. Și întotdeauna i-am rugat pe părinți să-i întrebe pe copiilor ce își doresc să facă și să țină cont și de părerea copiilor. Știu că noi, părinții, suntem așa mai restrictivi și poate încercăm Din să-i convingem. reflex, Da, și poate autoritar, încercăm da, să-i să impunem, convingem, da. da, să nu spun să-i impunem, să-i convingem pe copiii noștri
să urmeze unul dintre poate visele noastre sau idealurile noastre pe care noi nu am reușit să le realizăm și atunci ne punem speranțe în copilul nostru. Nu, trebuie să avem grijă să facem ceea ce își dorește copilul nostru și acolo unde consideră el că o să se simtă bine și o să fie fericit. Acum fac o mică extrapolare, elevilor mei de la liceu le spun așa: gândiți-vă ce vă place să faceți, astfel încât toată viața să faceți un lucru care vă face fericiți. Și când vă duceți la serviciu, să fiți fericiți că faceți un lucru care vă place. Și asta le spun, îi sfătuiesc și pe părinți să se consulte cu copiii lor și să le asigure un sfat, o consiliere, poate dacă au nevoie de la diriginți, de la alți profesori ai clasei, astfel încât să îi orienteze pe copii pe acele discipline și specializări care le sunt și la îndemână prin abilitățile și competențele lor, că nu suntem toți, eu știu, foarte abili pe partea de tehnică sau pe arte sau pe matematică sau pe filologie. Și atunci, da, haideți să vedem pe ce sunt buni copiii noștri, să încercăm să îi sfătuim și să îi consiliem să meargă pe acele specializări. Într-adevăr, trebuie cântărită foarte bine situația înainte de a alege ceva, înainte de... În afară de cei care sunt foarte hotărâți, acum clar, sunt inclusiv în familie. Da, vreau să mai precizez un lucru și anume că am văzut destul de mulți copii nefericiți la liceu, în primul an, în clasa noua, când au realizat că de fapt sunt la un profil, da, care nu le place. Și i-am întrebat, dar de ce ai venit tu la Mate Info? Păi așa mi-a zis mama că e mai bine. Dar eu de fapt vreau să fac științele naturii sau filologie, că mie îmi place partea asta. Opus, da. Da, și din păcate mulți dintre ei au reușit să se transfere. Dar în primul an, în anul acela de impact între gimnaziu și liceu, în clasa noua, au fost un pic dezorientați și cred că e important ca noi părinții să avem grijă să ținem cont și de părerea copiilor noștri. Cu siguranță, noi așteptăm rezultatele finale. Cei care au depus contestații și încă depun astăzi, vor mai depune până la ora 7, vor avea rezultatele finale sâmbătă, nu? Da, sâmbătă 23. Da, pe 23. Dacă nu mă înșel, și atunci vom trage... Atunci linia, putem linia să discutăm finală, un pic închidem, și despre procente, dar... Da, niciodată n-au fost, cum să zicem, modificări. Chiar unul trecut, dacă nu mă înșel, a scăzut procentul. Un pic mai mic, după contestații. Da. Și abia atunci se poate face o mică prognoză cam pe ce poziție este copilul la nivelul județului, cam pe unde ar putea să intre, dar în primul rând să ținem cont de ce își dorește copilul. Eu consider că asta e cel mai important lucru. Doamna inspector Harabagiu, vă mulțumesc foarte mult pentru detaliile oferite despre rezultate, dar mai ales pentru sfaturile oferite. Sper să le fie de folos. Aveți o experiență îndelungată la catedră și da, sper să le fie de folos și părinților și copiilor și trebuie să-i felicităm încă o dată pentru rezultatele obținute, pentru că avem copii buni și rezultatele dovedesc lucrul acesta. Vă mulțumesc, doamnă, încă o dată. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit, iar pentru absolvenții de gimnaziu, într-adevăr, felicitări tuturor până la urmă că au trecut de acest hop, cu bine, cu rău, nu contează, important este să aleagă ceea ce îi reprezintă în acest moment, ceea ce își doresc să realizeze în viață, ar trebui să fie lăsat să facă această alegere. Mult succes în continuare pe acest drum, mulțumim celor care ne-au urmărit, rămâneți pe Campus TV, în câteva minute Magda Enescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului. Numai bine, la revedere! Mulțumim!